Primăria Timișoara derulează mai multe acțiuni de curățenie pe spațiile verzi din oraș prin care sunt înlăturate deșeurile și corpurile vegetale. Campania RecaScop, salubrizarea și amenajarea spațiilor verzi, oferind un mediu mai curat și mai plăcut locuitorilor. Punem un accent deosebit pe protejarea mediului înconjurător și promovarea practicilor sustenabile în gestionarea spațiilor verzi. Materialul vegetal rezultat în urma degajărilor va fi gestionat în conformitate cu standardele ecologice și va fi transportat la un centru specializat, unde va fi transformat în compost, utilizat ulterior pentru fertilizarea solului din parcuri și rondurile de flori. Încurajăm cetățenii să sprijine aceste acțiuni și să fie parteneri activi în menținerea și îngrijirea spațiilor verzi din oraș. Frunzele rezultate după măturarea trotuarelor sau alte deșeuri vegetale nu trebuie să fie depozitate în pungi de plastic și lăsate grămezi, iar echipele responsabile le vor ridica și revalorifica. Transmit reprezentanții Primăriei Timișoara. Acțiunile pe teren vor continua pe tot parcursul săptămânii.